Ca șocant la Baia de Aramă, profesorul de sport acuzat că a întreținut relații sexuale cu o elevă minoră a fost pus sub acuzare, urmând să ajungă în instanță cu propunerea de arestare preventivă. Relația dintre profesorul de 41 de ani și eleva minoră în vârstă de 14 ani ar fi fost descoperită de către tatăl acesteia, care a constatat că îi lipsesc mai multe sume de bani din locuință și a interogat-o pe minoră până ce aceasta i-a recunoscut idila dintre ea și cadrul didactic. Profesorul de sport din satul Mărășești, județul Mehedinți, este acuzat că ar fi întreținut relații intime cu minora în vârstă de 14 ani și ar fi profitat de vulnerabilitatea acesteia, făcând schimburi de mesaje cu conținut sexual explicit. Profesorul și eleva ar fi trimis mai multe poze și videoclipuri cu tentă sexuală pe rețelele de socializare. Pe numele profesorului de 41 de ani din Baia de Aramă, acuzat că ar fi avut o relație cu o elevă minoră, a fost emis mandat de reținere pentru 24 de ore. În acest moment se află în custodia poliției Baia de Aramă. Bărbatul este profesor de educație fizică și sport la Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, iar eleva învață la Școala Gimnazială Mărășești, unitate subordonată administrativ liceului. Prim-procurorul secției de urmărire penală, parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, Gheorghe Ciocan, declară. Perorul parchetului de pe lângă judecătoria Baia de Aramă a fost înregistrat un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor, corupție sexuală a minorilor în formă continuată 6 acte materiale și racularea minorilor în scop sexual în formă continuată 13 acte materiale. Acuzația care îi se aduce inculpatului este în sensul că în intervalul de timp ianuarie-februarie 2023, profitând de calitatea sa de profesor, a exercitat un act de natură sexuală asupra persoanei vătămate, o minoră în vârstă de 14 ani, elevă în clasa 8-a în cadrul aceleiași școli. În același interval de timp, inculpatul a determinat-o pe persoana vătămată să efectueze anumite acte de natură sexuală asupra propriului său corp și a solicitat în mod repetat, prin intermediul unei aplicații de socializare, să se întâlnească în vederea întreținerii de raporturi sexuale. Față de inculpat, s-a luat măsura preventivă a reținerii, urmând să fie supus instanțe competente cu propunere de arestare preventivă. Între timp, dascălul s-a suspendat din funcție, iar dacă instanța de judecată îl va găsi vinovat, își va pierde dreptul de a profesa în învățământ.